Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. În direct în deșteptarea, însărcinatul cu afacerea din interim al Ucrainei în România, domnul Rohovei Paun. Bună dimineața! Bună dimineața, dacă o putem numi. Bună. Da. V-ați născut în Cernăuți, în 1970, observ. Da. Vorbiți română foarte bine. Da. Sunt de jumătate română. Îmi pare rău că ne cunoaștem în aceste condiții. Spuneți-ne ce se întâmplă acum în Ucraina și ce știți, care e legătura noastră cu Kievul și ce informații aveți noastră? O să fiu foarte operativ, foarte scurt, deoarece sunt implicat în niște acțiuni legate de relațiile noastre bilaterale, de ce se întâmplă. Dar foarte pe scurt. Din această noapte, după hotărârea Moscovei, după ce a fost adoptată acea hotărâre de începerea operațiunii militare în Donbass, au fost atacate mai multe elemente de infrastructură strategică de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv din regiunea Odessa, din regiunea Harkov, chiar și din regiunea Kiev, în zona Borispol. Ca ținte au fost mai întâi infrastructura de aeroport, au fost atacate antenele și turnurile de dispecerat. Se observă mișcări de trupe din partea dinspre Belarus, spre regiunea Cernigov. În afară de acest lucru, s-au folosit de către ruși drone speciale pentru a ataca aceste obiective. În acest moment se desfășoară ședința Consiliului, a doua ședință a Consiliului de Apărare a Ucrainei. A fost o declarație și a președintului Zelenski pe această temă. Informații sunt foarte multe, trebuie să fim foarte vigilenți la informațiile care se difuzează. Ambasada Ucrainei acum pregătește un non-paper care va fi răspândit la toate mass media, inclusiv și părții române, unde vom da practic în regim online totul ce se întâmplă pe parcursul zilei de astăzi. Există confruntări terestre dincolo de aceste atacuri aeriene, adică există lupte? Nu, deocamdată nu. Dar se fixează mișcări de desant din spre Marea Neagră, dinspre Crimeea, în apropierea frontierelor maritime ale Ucrainei. S-a stabilit un număr foarte mare deja de soldați ruși cu tehnică ofensivă pe teritoriile ocupate ale regiunilor Donetsk și Lugansk. Sunt imagini cu... Eu aș numi acest lucru un act de intimidare, dar un act de intimidare foarte brutal cu atacuri asupra elementelor strategice de infrastructură. În această noapte am avut și un atac cibernetic foarte puternic, care practic până de curând a pus toate serverele guvernamentale la pământ. S-a întrerupt totul. Cel mai grav este că se atacă obiectivele strategice. Inclusiv au fost câteva atacuri și asupra unor comandamente din regiunea Vinița a armatei ucrainene. Au fost atacate practic toate punctele de trecere de frontieră a Ucrainei cu Federația Rusă, care nu se află în teritoriile ocupate. Sunt imagini, apropo de aceste puncte de frontieră despre care spuneți că au fost atacate, circulă imagini cu o coloană de tancuri care intră în Ucraina pe la un punct de trecere a frontierei cu Belarus. Nu vă pot confirma în acest moment, dar se pare că e adevărat această informație. Dar nu vă pot confirma. Nu am primit date oficiale, să spunem așa, ca să le pot confirma exact. Noi am văzut imagini în dimineața asta cu oameni, sigur, plecând din Kiev. Ne așteptăm ca multă lume din orașe să plece și, de asemenea, ca oameni ucrainieni să intre în România. Deja știm, sunt relatări de presă cu cetățeni ucrainieni, probabil mulți dintre ei și de origine română, care vin încoace către România. Să ne așteptăm la un val de refugiați din punctul ăsta de vedere? Nu. Cred că o să fie un val mare. Vreau ca să vă spun, am avut discuții cu mai mulți, inclusiv și cu rudii, care se află acum, de exemplu, la Cernăuți sau la Kiev. Oamenii au, o parte din oameni sunt panicați, dar marea parte au un avânt patriotic extraordinar de mare.
Vor fi, cu siguranță vor fi și refugiați, sunt oameni care au dreptul. Se așteaptă ca astăzi să fie instalat regimul de război în Ucraina, stare de război. Vor fi unele restricții, dar am apelat la populație, la calm, la nu a face panică, panica face foarte mult rău. Partea ucraineană e pregătită la un bun început să dea o repostă, dacă nu de Doamne se vor face mișcări terestre. Același timp apelăm la toată comunitatea internațională de a ne susține prin pași prompți și duri față de Federația Rusă. Aveți vreo întâlnire astăzi cu oficialii români, Ministerul de Externe? De la orele 4 sunt la contact cu oficialii români. Cât de curând se va desfășura și o convorbire telefonică la nivel de șef de stat, se planifică o convorbire telefonică a primilor miniștri tot pe parcursul zilei de astăzi. De ce, deci, de la ora 4? De ce de la ora 4 discursul lui Putin a fost înainte puțin de ora 6? Deoarece atacurile de fapt au început mult mai devreme de discursul lui Putin. Uh-huh. Unde anume? Anume, s-au început mișcările de trupe în regiunile ocupate din regiunile Donetsk și Lugansk. Mm-hmm. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că a fost în direct în deșteptarea însărcinatul cu afacerea din Terima Ucrainei în România, domnul Rohovei Paun.